Bravo! Vreau să, bravo, vreau să le zic și ceva prietenilor. Dă-te la o parte, că nu știi nimic. Vreau să le zic și ceva prietenilor mei. Da. Dacă am fi fost în America și ar fi cântat Kate Jarrett așa, am fi spus, mamă, este normal, este evidență să ascultăm așa ceva, pentru că este Kate Jarrett. Dar vreau să vă spun că este Alex, al nostru pădureanu, și ar trebui să ne bucurăm că este al nostru de aici. Rahova, Ferentari, România, București, este al nostru. Și trebuie să-l aplaudăm, pentru că noi suntem muzicanți, suntem, dar de la muzicanți la genii este greu. Pentru că acest copil a crescut în ochii noștri de la 3 ani, 4 ani, 5 ani, 6 ani și are 20 și ceva de ani. Și este păcat. Este păcat. Ce ani ai? 25. Mulți înainte, 25? Dumnezeu cu tine. Când este păcat să aruncăm cu piatra. Ce? Pietre se găsesc peste tot. Pe orice stradă se găsesc pietre. Dar dacă aruncăm cu o vorbă bună și el nu are nevoie de bani, care are tot ce-i trebuie. El are nevoie de încurajare și să fie în felul următor. Bravo, Alex! Bravo, Alex! Bravo, Alex! Este ușor să facem lucrul acesta. Din punctul meu de vedere, îți dea Dumnezeu sănătate. Să ne mai cânte ceva. Dumnezeu, încă o melodie, dacă ne, mai, dacă ne mai permite timpul, încă o melodie. Te rog frumos, iubitul meu băiat. O melodie. Te rog frumos. Pentru că acum suntem la ora lui Dumnezeu, Iisus Hristos este lângă noi și să nu aruncăm cu pietre, că fiecare avem lacune, fiecare dintre noi avem greșeli, încântare. Și noi trebuie să ne bucurăm că tu ești al nostru. Jur pe viața mea că nu spun lucrul ăsta, că e familia ta aici. Jur. Tu știi și ei știu că eu sunt un om franc. Eu sunt un om care atunci când iubesc pe cineva, iubesc din toată inima mea și din tot sufletul meu. Tu ești al nostru, tată, și noi trebuie să ne bucurăm cu tine. De tine cât mai ești pe aici, că după aceea când te-o lua aia, atunci o să spunem, a, stai că Alex e din România, când o să fii tu până în America sau când o să fii pe unde, o să vrea Dumnezeu. Nu, trebuie să ne bucurăm acum de tine. Dacă poți să ne mai cânti ceva bine, dacă nu, eu oricum te iubesc. Băieții sunt acolo, băieții sunt acolo. Sunt vreo 300 și ceva de persoane. 300 și ceva? Înseamnă că sunt câteva mii. Înseamnă că sunt câteva mii. Mai avem și pe băiatul tău. Și băiatul lui m-a făcut să plâng. Da, m-a făcut să plâng băiatul lui. La România au talent. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Să-i dea Dumnezeu. Și plângeai și tu și plângeam și eu acasă. Uite, Marica, nu-ți cânt un fragment în caravana.
care sunt clape. Această piesă, în amintirea celui care a fost și va rămâne pentru noi, îi spunem pe această care nu-mi găsesc cuvintele, este o piesă a regretatului și marelui nostru violonist, cel care a fost și va rămâne în sufletele noastre, Cornel Panțiru. Dumnezeu să vă binească! Deci că a fost coloana de film, știi? Nu mai vreau să-mi aduc aminte de Cornel. Da. Am fost în Finlanda la orchestra simfonică. Gata, George, pe doamna directoare? Da, da. Gata, ieșim? Hai. Fă treabă cu recordul și gata. La revedere. A terminat live. Dacă venea aici, nu mai...